În o unitate de primiri urgență a Spitalului Bagdazar Arsenii din Capitala a fost inundată după ploaia torințială de aseară. În imagini se vede cum apa se scurge prin tavanul desprins și inundă mai multe saloane, în timp ce infirmierele fac eforturi pentru a curăța pardosala. Reprezentanții Spitalului au transmis în această dimineață că a fost afectată inclusiv aparatura, consolele de oxigen și gaze fiind inundate. Șase pacienți care se aflau pe secție au fost transferați la Spitalul Sfântul Ioan, iar celelalte urgențe au fost redirecționate. Secția OPU de la Bagdazar al a fost inaugurată acum 2 ani, iar unitatea a costat aproximativ 3 milioane și jumătate de euro.